conștientizează că nu are dreptate și că nu poate împiedica legal organizarea referendumului și încearcă să tergiverseze juridic acest proces. Oricum, noi suntem în așteptarea deciziei finale și considerăm că trebuie să începem colectarea semnăturilor. Dar pentru asta deja avem nevoie de o decizie definitivă. Ați văzut această recuzare? Ce motiv? Nu, recuzarea nu am văzut. Am văzut apelul, cererea de apel. Este absolut neargumentată și nefundamentată, pur și simplu este părerea lui Dr. Chirtac, că judecătorul de la judecătorie centru a adoptat această hotărâre ilegal și ilegal a înregistrat acest grup de inițiativă. Ei consideră că înregistrarea grupului de inițiativă cumva afectează drepturile primarului. Da, ce? Avea de câștigat primarul în cazul că se tergiversează procesul de examinare? Evident, pentru că noi am fi putut începe colectarea semnăturilor deja săptămâna trecută. Din acest motiv, din cauza atacului la apel, nici azi nu putem avea listele pentru colectarea semnăturilor.